bărbat din raionul Șoldănești a rămas fără ureche după ce a nimerit într-un accident rutier. Incidentul a avut loc duminică seară în satul Cobâlea. Potrivit informațiilor oferite la departamentul de urgență din Șoldănești, victima are 33 de ani și se deplasa cu o motocicletă. S-a constatat că conducătorul motocicletei de modelul IJ Planeta 5, bănuit în stare de ebrietate, fără permis de conducere, după o deplasare neadecvată, s-a ciocnit într-un copac, în rezultatul căruia s-a răsturnat. Conform raportului medical, individul s-a ales cu o traumă și comoție cranio-cerebrală. Din cauza multiplelor leziuni, urechea dreaptă a bărbatului a fost amputată. Doctorii spun că pacientul se află în spital și urmează tratamentul respectiv. Până l-a dus în stare gravă de salvare, cu consum de alcool, după, din spusele lucrătorilor medicali de la salvare, l-au găsit în drum după un accident rutier. Din spusele bolnavi, el nu se nimeni ce a fost nimic. El e cu antecedente cu trepanație de craniu și avea și un defect osos cu pulsația creierului, o contuzie cerebrală și ruptură aproximativ completă a pavilionului urechii drepte. După cum a fost informația la Inspectoratul Raional de Poliție, în zilele de weekend, agenții de circulație au depistat mai multe persoane care conduceau motorete și motociclete și erau suspectate că ar fi consumat alcool. Au fost și conducători care au refuzat testarea la alcoolemie.